Salutare, prieteni! Suntem în 19 ianuarie, undeva la 2 grade afară, și astăzi am realizat un upgrade în ceea ce privește materialele și sculele pe care le folosesc. Mă refer la acest minunat GoPro Hero 8 Black, ediție specială, Special Bundle. Iată-l! Vine cu niște îmbunătățiri față de modelul anterior, modelul 7 Hero Black, adică un Hyper Smooth 2, o altă treabă este că acel protector al lentilei nu se mai detașează și tot ce scrie aici pe cutie, undeva la 10 metri rezistență în apă, transmisie live în 1080p, filmează 4K la 60 de frame-uri. Deci, cum vă spuneam, este ediția Special Bundle, care vine cu un mini trepied, o prindere de cap, două baterii și un card de memorie de 32 GB. L-am găsit pe OLX la un preț foarte bun și am zis că este momentul pentru un upgrade. Asta după ce l-am văzut la treabă pe fratele lui, GoPro Hero 7 Black, la prietenul nostru comun, Pompi. Este primul meu GoPro. Iată, are și o aplicație dedicată, cum se vede. Și în câteva zile sper să-l pun la treabă. Întâi vom face un unboxing acasă, așa cum îi stă bine un echipament nou, urmat apoi de setări și să-l punem la treabă. Cam asta a fost tot. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine. O seară bună!